Salut, prieteni! Este data de 7 decembrie 2022. Ce vedeți aici este un lot de material seditor de alun, mai exact sunt plante înrădăcinate de 2 ani, pe care le-am crescut aici la noi în, în câmpurile de producție la Pepiniera Voinești. Este un parteneriat pe care îl avem cu compania Euroalun, care a adus marcote de un an din, din, Italia, dintr o sursă sigură, certificată. Și iată, noi am crescut aceste plante timp de 2 ani pentru a le, după cum vedeți, înrădăcina, a întărit tulpina și a forma a, un început de coroană, să o numim așa, în partea superioară. Cu acest material, bineînțeles, se lucrează în continuare, deci se înlătură drajonii, se tai cioturile și iată pomii sunt pregătiți. În felul acesta, iată aici aveți deja materialul gata de livrare. Vedeți și voi ce sistem radicular are acest material seditor de alun, etichetat corespunzător pentru a nu confunda varietățile. Si livrat către beneficiarii uh, care au făcut uh, comenzi de material seditor de alun. soiurile pe care le avem disponibile, care sunt crescute în cadrul acestui parteneriat, sunt uh, Nochione, Camponica, bineînțeles, Tonda Gentile Romana, uh, Gifonii cât și alte sori în cantități mai mici. Iată, aceasta, spre exemplu, este o comandă pregătită pentru livrare. Vă arăta doar ca să vedeți cât de bine dezvoltat este sistemul radicular la aceste plante. De deci ce este interesant pentru cei dintre voi care sunt interesați de înființarea livezelor de alun să optați pentru un material săditor crescut în Moldova, în cazul dat la pepiniera voinești, este, este simplu. Se știe bine că cultura alunului preferă un sol neutru sau ușor acid, iar solurile din Moldova în mare parte sunt alcaline cu foarte puține excepții, și atunci când se importă un material seditor care a fost crescut într-un sol acid și este transpus aici într-un sol alcalin, șocul este destul de mare. Mulți dintre voi știu, știu bine că au pierderi mari la după înființarea elevezii iar acest material vine deja adaptat la pH-ul solului din Moldova. Vă reamintesc că acestea sunt plante de 2 ani. În primul an am observat doar o adaptare a marcotelor în, în sol, și abia în anul 2 creșterea și dezvoltarea acestor marcote s-a produs efectiv. Deci, voi, când plantați acest material, deja aveți un sistem radicular. Perfect adaptat la, la solurile noastre. Deci, dacă aveți în plan înființarea unei plantații de alun, contactați-ne în cadrul acestui parteneriat cu Euroalun, vă vom oferi cele mai bune soiuri, în special soiurile care sunt destinate industriei, deci acolo unde se fac vânzări de alun în cantități mari. Și, bineînțeles, echipa Euroalun o să vă ofere toată consultanța și expertiza de care dispun. Bineînțeles, în cadrul colaborărilor pe care le au cu experții din Italia, care se știe sunt printre cei mai buni în lume în acest domeniu. Vă mulțumesc și pe curând, prieteni!